Bună seara, dragi prieteni, câteva clipi. Voi intra în direct ca să vă spun gândurile pentru ziua de astăzi. Sper să avem conexiune bună și să avem o discuție. Datorez mai multe explicații pentru declarații unor foști colegi din ziua de astăzi. Sper să fiu înțeles. Doamne ajută, bună seara pentru toți cei care s-au conectat. Eu, acum câteva săptămâni încă v-am preîntâmpinat că ar putea să urmeze anumite evenimente din cadrul partidului. Eu mă așteptam la lovituri, dar nu din numele celor care i-am văzut astăzi. Aveam eu niște informații, aveam niște bănuieli rezonabile, dar nu mă gândeam că vor fi cei care i-am văzut astăzi. Și gestul unora chiar nu-l înțeleg cu desăvârșire. Nu-l pot înțelege nici pentru mine, nici pentru mulți alți din colegii noștri ce s-a întâmplat de fapt cu ei. Dar vreau să o luăm pe rând, pentru că au fost învinuiri foarte grave și vreau să le luăm pe rând ca să le descifrăm și să le răspund celor care astăzi au făcut declarații de cele care considerau ei că vor răsturna carul și cine are de câștigat în urma unor astfel de declarații. Dar vreau să încep cu aceea că mă bucur de fapt. Mă bucur că cei care au avut astfel de gânduri au plecat acum și n-au plecat atunci când trebuiau să fie deputați, miniștri, nu au trădat atunci când deja era prea târziu să mai schimb ceva, iar bătălia este extrem de dură și va fi în continuare și mai dură. Eu încă am așteptări că vor fi lovituri sub centură din partea unor apropiați, ca să nu le spun colegi, că deja mă tem să spun colegi, oamenii care vin cu anumite interese, infiltrați fiind de anumiți jucători politici, de anumiți actori politici. Eu eram conștient că am trecut calea multor bandiți, că am provocat multe emoții în rândul partidelor de stânga, dar evident și în rândul partidelor de dreapta. Știu că am mulți doritori de a mă pedepsi pentru toate descoperirile pe care le-am făcut. Un lucru mă bucur să aud de la colegii, foști colegi care s-au erejat mari lideri politici în structuri teritoriale pe care îi reprezintă, să le reprezinte și tot așa, că nu suntem dependenți de finanțare obscură. Ei au recunoscut-o cu lux de amănunte că ne susțin cei din diaspora, e adevărat, cu 20, 30, 50 de euro ne susțin cei care au plecat de acasă. Eu îi rog pe cei care au contribuit și ne-au susținut să scrie chiar mesaj aici, nu mă tem să recunosc, sunt oameni vii, sunt oameni reali care ne-au ajutat cu 50, cu 100 de euro și eu le mulțumesc pe această cale, mai ales că am și deschis conturi electorale pentru a aduna ceva bănuți pentru cele necesare în această campanie electorală. Avem o campanie extrem de grea, extrem de complicată, fără resurse multe, inclusiv materiale și umane care ar trebui să fie pusă în circuit ca să mergem să vorbim cu oamenii și în loc să lucrăm, să ne concentrăm, să adunăm, să luptăm pentru o cauză comună, pentru o cauză de debarcarea socialismului și comunismului de aici de la noi, de Republica Moldova, colegii au hotărât să dea cu șocanul în spate, crezând că ne vor prejudicia și vor aduce mari, mari prejudicii. Acum, întrebarea mea, pe lângă toată supărarea lor, pe lângă toată supărarea, și am să o descifrez. De ce consideră ei că trebuie să ne scoată din cursa electorală? Cui asta convine? Să ne scoată din cursa electorală că noi am fi fraudat, falsificat și tot așa. Oare nu convine partidelor de stânga și mai ales de centru, cele care au pierdut o parte din electorat, că eu v-aș pune și înregistrarea unor lideri mega importanți care astăzi împușcau din automate, cum sunt intimidat, cum mă îmi forțează telefonul și spun că noi am să-ți dăm cu bita în cap, că am să te batem. Eu am să pun la dispoziție multe înregistrări, să nu creadă. Și doi, dacă colegii cei care mă dăunăzi erau lângă mine și spuneau că noi luptăm să oprim hoțâile, au înregistrat multe din discuțiile noastre din cadrul partidului și acum terorizează colegii mei că o să le dea drumul. Da, poate ne-am certat în anumite, poate am vorbit cu tonalități mai ridicate. Da, cineva poate au scăpat și un înjuriu, dar cei care au înregistrat discuțiile astea, întrebarea mea pentru ei, de ce ați înregistrat? Cui voi raportați și să discută în cadrul partidului? Cui raportați de v-au rămas și vouă înregistrările? Dar să le luăm pe rând.
Din câte am înțeles, inițiatorul la toată chestia asta este Ion Garcia. L-am cunoscut acum ceva timp, a revenit din Marea Britanie, s-a prezentat că a muncit acolo și vrea să se implice, pentru că a fost secretarul partidului lui Godea, secretarul partidului, fiind supărat că Godea nu știu ce a mai făcut și s-a lipit din noi. O mai plecat de mai multe ori în Marea Britanie, o revenit, spunea că mai are niște probleme. L-am văzut în ultima perioadă la câteva din protestele noastre. E adevărat că a fost la Varniță, a fost în altă parte. A fost cu mine la unul din protestele fermierilor. Acolo a fost foarte agresiv, extrem de agresiv. Și băieții cei de la Ștefan Vodă și Căușeni care protestau, mai nu l-au bătut cu greu. Am intervenit pentru a-l salva. Iată, asta este istoria cetățeanului. S-a apucat să facă o organizație teritorială la Orhei și n-a mai reușit să construiască nimic, pentru că omul ăsta, prin definiție, este impulsiv și doar știe să strice relațiile cu toți. Eu am aflat din sursele mele, pentru că avem o serie de oameni care țin la ce își facem noi, și am aflat că omul ăsta ar fi bănuit că figurează într-un dosar de viol la Orhei, și ca să nu avem surprize electorale, am încercat să-l țin mai departe, ca să nu fim loviți din spate. Îmi pare rău să aflu că băiatul ăsta este unul din cei vulnerabili și el recunoaște că vrea să fie primul, al treilea, al cincilea și nu știu al câtelea. Ion, în echipă se decide colectiv. Și noi avem oameni care sunt din 2006 cu noi, din 2010, din 2011. Sunt oameni care au luptat și luptă pentru o cauză, nu pentru fotole. Și colegii de care vorbesc eu nu sunt primii 10. E al 12-lea, al 15-lea, și Vasile Buboc, și Ion Matei, și alți colegi pe care tu nu vrei să-i recunoști. Dar întrebarea mea, dacă tu ai venit lângă noi, tu ai venit să stopezi hoțăile de la port? Sau tu îți măsurai papușii de deputat și acum nu știu cum crezi că nu vom fi, sau nu ți-am permis eu? Nu sunt mandatele mele, mandatele sunt a poporului și ei oferă mandatele. Acum ce ține de ceilalți participanți la acest eveniment? Eu am să mă întorc încă o dată la fiecare. Ceilalți participanți la eveniment. Vlad, revenit de undeva din străinătate, se rejează că este șeful organizației teritoriale de la Căușeni. Eu vreau să vă spun că la Căușeni noi avem un grup numeros de oameni și v-am făcut video-ul cel care ne-au primit oamenii la Căușeni. Acolo au venit câteva sute de oameni. Noi îl avem pe Sergiu Ștefan Cod din Ucraina, fermierul care răspunde de raionul Căușeni în cadrul echipei Democrația Acasă, iar Vlad nu reprezintă nici departe, el nici nu stă la Căușeni. Da, este născut la Tocuz, ca și Vasile, fermierul de la Ștefan Vodă, de care de fapt e de la Tocuz, Căușeni. El nu reprezintă pentru că el stă în Chișinău, el lucrează taxist în Chișinău, el nu putea să reprezinte și n-avea cum. Eu am avut discuții sincere cu el, l-am rugat să fie loial și să fie corect cu echipa noastră și îl pun în situație pe Vlad să-mi aducă, dacă vrea să demonstreze că e de bună credință, să-mi aducă certificat de la dispecioratul narcologic că nu este la evidență narcologic. Iată, dacă omul ăsta mi-aduce, colegul ăsta mi-aduce certificat că nu este la evidență la narcologie, eu îmi cer iertare de la el. Ca să nu fim subiect de presă în mâinile lui Cavcaliuc, că am văzut că astăzi fanii lui Cavcaliuc comentau enorm de vesel, ca și mulți alții. Acum și ține de Vasile. Vasile, fiind fermier de la Ștefan Vodă, l-am cunoscut atunci, în vara anului trecut, când a stat la pușcărie și am mers să-l susțin moral și prin filmele care le-am făcut și am făcut presiune ca el să nu fie persecutat de către cei de la guvernare. Eu nu știam toate subtilitățile, eu am mers lângă el, am mers pe câmpuri ca să vorbim despre roada arsă, despre grâu, despre porumb. Eu am fost lângă el în momentele în care credeam că trebuie să susținem fermierii necondiționat, ei trebuie susținuți, încurajați. Eu mai târziu am aflat niște lucruri și omul ăsta, de fiecare dată când noi, eu spuneam ceva de metal feros, omul ăsta spunea: Vasile, te rog, nu-l atingi pe prietenul meu. O dată, a doua oară, a treia oară mi-a spus despre un judecător pe care am făcut un protest la Curtea Supremă de Justiție și omul ăsta ne spune: te rog să nu-l critici, pe ăsta e prietenul nostru, judecătorul care a dat verdict. Dar ce țin eu de băiatul de care vorbesc este un nene care a fost director la Metal Feros, la Căile Ferate, și care este prieten, și Vasile singurul recunoscut, și eu cred că el va fi bărbat și va recunoaște, că ăsta îl sponsorizează cu sume impresionante de mari de bani pentru a-și prelucra plământurile, că nu mai avea de unde să ia bani. Oamenii care au fost șefi la Metal Feros, oamenii care au fost șefi la
Căile ferate, încă o dată, și care au participat la licitație privind achiziționarea lotului de metal, acolo nu sunt mulți oameni, omul ăla a avut interes ca să promoveze prin intermediul lui Vasilip cineva pe lista noastră, contra unei sume de bani. Eu am refuzat categoric și de aici s-a pornit și scandalul. Îmi pare rău să recunosc lucrul ăsta, dar presiunile pe care le-am avut, noi sponsorizăm, noi dăm bani cât trebuie pentru partid, numai omul nostru să fie în listă electorală. Eu știu ce înseamnă răspundere politică pentru toți cei pe care eventual îi vom duce în Parlament. Noi nu putem duce oameni șantajabili, oameni trimiși acolo pe bani mari și care slujesc interesele cuiva, nu ale neamului nostru. Și Vasile știe foarte bine și dacă va trebui merge acasă la omul ăla, el, am fost cu el când ne-a dus saci de cartofi prietenului lui și am fost la el acasă, la Ialoveni. Dacă trebuie mergem încă o dată, domnul Vasile, să nu mai spuneți la nimeni că noi suntem dependenți de cineva. Tu știi foarte bine că mi-a alimentat de câteva ori busul cu motorină și nu a făcut-o plahotniuc. Tu, din cardul tău de la Lukoil, mi-ai alimentat mașina cu motorină. Fii sincer, fii bărbat, spune până la urmă dacă ai de spus. Tu doar ai spus că tu ai probleme de integritate, tu ai dosare, tu ai un trecut mai puțin creștin și tu ai spus că nu vrei să candidezi. Care a fost sensul să ieși astăzi, să faci atâtea declarații, atâta murdării să torni peste oamenii care luptă sincer? Următorul este domnul Simeon. Domnul Simeon de la... Apropo, Vasile spune că se acoperă că este reprezentant de la Ștefan Vodă. Foarte multă lume revoltată de la Ștefan Vodă astăzi a sunat și a spus că nu ne reprezintă Vasile. Vasile nu este șeful nostru. La Ștefan Vodă l-avem pe Alexandru Chițu, consilier raional. El a vorbit astăzi de consilierul raional Alexandru Chițu, dar n-a vrut să spună că organizația teritorială a rămas așa intactă. A ieșit Vasile, supărat fiind, nu știu pe ce, că nu am acceptat propunerea lui să includem în listă pe cineva care vinea cu sacul de bani. Al treilea, domnul Simeon. Îmi pare rău, pe domnul Simeon l-am cunoscut prin intermediul celorlalți unioniști care a mers la Soroca și s-au lipit de noi. Pe urmă a dispărut domnul Simeon din 2019 și a plecat și a candidat pe listele PNL-ului la alegerile locale, nici nu a vrut să audă de noi. Și atunci când a văzut acum că avem un suport real în societate și a văzut câtă lume ne susține, inclusiv la Soroca, a hotărât să vină cu noi. Dar au hotărât să vină și insistent să fie în primii 10. Domnul Simeon, cu tot respectul, v-am spus că sunt o serie de activități la nivel local care vor putea fi realizate de către bărbații noștri. Dar de ce trebuie să mă murdăriți să-mi spuneți că nu sunt patriot dumneavoastră? Aveți cumva dreptul exclusiv de a stabili cine este patriot, cine este român, cine nu este român? Mie mi se pare absurd chestia asta. Dar lucrurile astea nu s-au întâmplat că dumneavoastră sunteți supărați. Nu sunteți niciunul supărați. Chestiile astea costă enorm de mult. Eu pur și simplu înțeleg că nu toți dintre dumneavoastră știți câți bani s-au luat pentru conferința de presă. Cineva știe exact câți bani s-au dat, știe exact, dar nu s-au împărțit cu toți. Eu vă spun, cineva v-a folosit ca pe niște copii rătășiți în scopuri absolut meschine, ca să transmită semnale să nu voteze democrația acasă, că de ce să nu voteze? Măcar o probă, măcar un argument, măcar o hârtie. Ceilalți doi de la Soroca i-am ajutat prin procese juridice pe care le aveau, am mers în instanță, i-am reprezentat, le-am făcut. Și ei astăzi ies și vorbesc de numele organizației. Care organizații, domnule? De care organizație vorbiți? De trei oameni? Eu vreau să vă spun un singur lucru. Avem un coleg de două luni de zile, Andrei Mârza, la Nisporeni, care are adeziuni, vă spun încă o dată, pe hârtie, 1000 de oameni. Arătați-mi, vă rog, care sunt structurile pe care le reprezentați dumneavoastră. Îmi pare rău că atâta murdării cât ați turnat astăzi și credeți că ați făcut un lucru enorm. Eu mă bucur că ați plecat, sincer vă spun. Eu mă bucur că ați plecat, ușile sunt deschise, aveți loc la partidul lui Cafcaliuc, la partidul lui Usatăi, la care partid vreți. Duceți-vă la, dacă sunteți atât de importanți și credeți că ați construit și ați consolidat și nu știu ce ați făcut. Eu vă doresc de acum înainte să fiți atât de activi, să luptați pentru păduri, pentru grâu, pentru apă, pentru toți. Să numai să mă uit de urma dumneavoastră, spun, băi, într-adevăr, oamenii ăștia sunt fantastici. Măcar o acțiune. Vă întreb numai un lucru. De ce n-ați făcut până acum o conferință de presă cu subiecte importante? De ce până acum n-ați făcut? Spuneți, iată, noi avem o problemă cu revărsarea murdării în râul Nistru din partea Sorocii. De ce n-ați făcut nicio conferință de presă? Vă spun eu de ce n-ați făcut. Mai bine nu spun. Așa că cei care au luat resurse financiare și cei care strigau în gura mare, în gura mare că înaintea lor au luat alții resurse financiare când ne-au murdărit Maria Olar,
Acum vreau să vă întreb un singur lucru. Știți cum Maria Olar candidează? Știți. Pe lista unui partid e pe numărul 6. Acum vreau să vă întreb, pentru cei care gândiți, care judecați, m-ați întrebat de fiecare dată, să dau reacții, să dau reacții. Cum o doamnă care e condamnată, condamnată, încă o dată spun, condamnată fiind o candidat? Vă spun eu. După ce ne-au atacat și ne-au murdărit și ne-au călcat în picioare, că suntem violatori, criminali, bandiți, după ce s-au legat cu oamenii lui Tkaciuk, pentru cel care a vorbit în video, e omul lui Tkaciuk și pot să vă spun foarte multe lucruri, numai că nu vreau să dau importanța acestor mizerii. Femeia asta și-a rezolvat problema. I-a întrebat-o pe Maria Olar cum și-a rezolvat problema cu instanța de judecată, cum și-a rezolvat problema cu judecata, cu condamnarea. Eu atâta vreau să vă întreb. Că acum candidează pe lista unui partid de stânga, un partid de extremă stângă, socialist, prin definiții, vorbitori de rusă, iată care sunt oamenii care ne înconjoară. Cu regret, oamenii ăștia n-au înțeles un lucru. Pe mine nu mă interesează funcțiile în statul ăsta. Și dacă va fi să nu ajung niciodată deputat în statul ăsta, nu regret un minut. Un minut nu regret. Dar nu vreau să fiu cald de tracțiune și măgari bun de duzi urechi pentru niște indivizi certați cu bunul simț și cu morala pe care să-i duc în Parlament și să răspund politic în fața oamenilor. Pentru că oamenii, dacă și odată vor vota, votează pentru ăla care îi târâie și care poate demonstra prin fapte că e bărbata neamului. Și nu-i treucar de ăsta care vine și spune, da, eu recunosc că eu meritam să fiu al zecelea. Eu meritam, asta ce înseamnă eu meritam? Dar nu te-ai gândit că sunt colegi care au 10 ani de când lucrează și nu au spus niciunul eu meritam. Pentru că cauza noastră este una mult mai mare și mai largă decât ce își faceți voi. Acum, ca și interes, cine are interes ca noi să nu trecem în Parlament? Ca noi, real, să nu facem rezultate. Doar cei de stânga, ba da, și cei de dreapta. Astăzi unul din colegii mei mi-a pus la dispoziție o înregistrare prin care oamenii din platforma, da, îi sună, îi propun bani pentru ca ei să nu să iasă din partid. Eu voi încerca să pun. Bună seara, eu vă auzeam foarte rău atunci, mi-a spus cum vă numiți. Tu ești mai la sediu, la partid? Nu, eu sunt la serviciu, la mine. Bun, Radu, eu din Coace. Da. Eu, cum ți-am mai spus, eu sunt un susținător și membru a Partidului Demnitate și Adevărat. Și eu am făcut multe informații asupra la toți evenimentele care s-au trecut la voi în partid în ultimele momente. Da. Ați observat asta? Ce evenimente? Despre ce vă referiți? La ce vă referiți? Tu știi tare bine că câțiva membri a partidilor și reprezentanții și șefii de raionale a voastră, Democrația Acasă, a făcut o conferință de presă. Da, dar ce scuze că eu nu v-am auzit cum mi-ați spus cum vă numesc dumneavoastră, că ți-a auzit foarte bine. Vadim Strungaru. Vadim Strungaru. Drum, Vadim, îmi pare bine, eu mă numesc Radu. Eu știu. Eu tot știu în căutate, eu am văzut toate multe postări de tele și eu am observat toate și vă să le pot să spună multe despre mine că nu odată s-a cutut de vorbă. El știe cine sunt eu. Eu din gură gabine, eu nu ce mișcă el. 23 de ani mă află în Israel. Da, și? Spuneți-mi, vă rog, cât de tare susțin partidul dumneavoastră? Eu îl susțin cu inima și sufletul meu. Eu sunt alături de bine de 3 ani, alături de domn Vasile, de cauza noastră comună. Dar cu ce întrebare, cu ce scop întrebați? Eu te văd pe tine băiat tare capabil. Și în viitor poți fi... Adică viitorul tău poate fi altfel. Altfel, că vă construiți viitor, dar nu ocupă democrația acasă. Dar cu ce viitor? Pe alte hotărâri. Nu trebuie să aderi la alte partide, de pildă. Care poți aderi la PAS, poți aderi la Demnitate și Adevăr, la Unioniști, numai nu cu Vasile Costuc. Păi dumneavoastră m-ați sunat cu o întrebare concretă? M-ați sunat ca să mi spuneți ce fac eu sau dacă mă socoateți de deștept, probabil foarte bine înțelegeți și vă dați seama că eu, atâta timp cât sunt alături și voi fi în continuare alături Democrația Acasă și Vasile Costuc, eu foarte bine mi-am făcut alegerea. Bun, eu te-am înțeles. Acum mă ascult în coace.
Dacă mâine cu mâine videoul a fost exclus din electoral, el spune că noi vom fi excluși din electoral. Ce îți faci tu? Spune-te, rog, Radu. O să fiu alături în continuare. Și vă explic de ce. Pentru că pentru mine nu contează fotoliu, da? Pentru mine contează cauza națională și cauza noastră comună, lupta noastră comună. Că noi dacă o să dăm mâinile jos și nu o să luptăm... Am înțeles, pentru că ești din cauza că numai că ești lucruțică frate și tine și tu nu înțelegi. Eu am să vă pun toate înregistrările astea, ele sunt destul de lungi. Băiatul ăsta fiind un student practic pe care să recunosc, nu l-am apreciat la justa lui valoare, dar băiatul ăsta fiind cu demnitate, a înregistrat discuția cu ăștia care îi propun bani să treacă la platforma DA cu declarații prin care să mă denigreze, să mă murdărească, că el are viitor numai nu lângă Vasile Costiuc. Astea sunt metode. Și îmi pare rău că Radu s-a dovedit a fi mai bărbat decât ceilalți. Radu, fiind un student, a înțeles că trădarea nu este apreciată de nimeni. Trădarea niciodată nu a fost apreciată de nimeni. Și dacă tu ai trădat un colectiv, voi nu m-ați trădat pe mine, pe Vasile Costiuc, cei care au plecat, cei care povestiți basme. Voi ați trădat un colectiv cu care ați mâncat pe smeți. Voi ați povestit că în bus mâncam, între noi mâncam. Că nu ne finanțează nimeni. Ne turneau câte un bag de motorină unde și unde. Și toate misiunile sfruntate care le-ați spus sunt pe conștiința voastră. Acum și ține de legitimitatea partidului. Să vă rupeți colții și unghiile. Noi niciodată n-am fost verificați ca de data asta. Și de ASP. Și toate actele sunt în regulă. Congresul a fost petrecut, fraților. Congresul, când am văzut că voi aveți alt hram decât cel pe care îl invocați public, noi am petrecut congresul online, pentru că nu ne dă voie să ne adunăm. Noi avem 25 de organizații teritoriale. Voi știți câți oameni avem la Glodeni, la Rășcani, la Bălți, la Cahul, la Cantemir, la Hâncir, știți câți oameni avem? Voi habar n-aveți, pentru că nici n-aveți de gând să vedeți. Sau în diaspora câtă lume avem. Noi am petrecut, la noi actele sunt în regulă, ASP-ul ne-a înregistrat și Comisia Electorală ne-a verificat la sânge, pe diagonală și pe stânga și pe dreapta, au citit statutul ăla de 10 ori. Și toate insinuările astea voastre, că noi vom fi eliminați din cursă, voi, tocmai acum îmi dau seama de unde erau zvonurile, că noi nu vom fi înregistrați în cursa electorală, voi povesteați la toți că noi avem probleme cu înregistrarea partidului. Iată de unde vineau toate mesajele și spuneau, Vasile, fii atent că tu ai oameni lângă tine infiltrați care raportează în altă parte și așteaptă numai să te lovească. Îmi pare bine că v-ați dus acum, că dacă erați mai aproape de campanie era mai complicat. Acum îmi dau seama că pe fundalul împușcăturilor din automata lui Usatăi, intimidărilor din partea lui Usatăi, că am și de iesea și voi ați văzut înregistrările, și faptul că astăzi nu se discute despre cum Usatăi cooperează cu Jizdan, și eu lucrul ăsta vreau să-l spun într-un live aparte, cum cooperează cu Damir, cu Plahotniuc, cu oamenii care controlează de fapt încă o bună parte din instituțiile statului, ca să acopere toată mizeria făcută de Usatăi, o dat o lovitură astăzi că oamenii pleacă din partidul lui Vasile Costiuc. Noi suntem mii. Nu mai uitați-vă cât suntem în live. Mii de oameni suntem. Plecarea a trei oameni rătășiți nu schimbă parcursul, fraților. Noi vom continua lupta. Și vom continua indiferent de rezultatul pe care îl vom avea în data de 11 iulie. Eu am mai trecut când oamenii am trecut prin două campanii parlamentare și prin două locale. Eu am căzut, m-am ridicat și am mers înainte. Eu am trăit în decență și în demnitate. Eu am colegi lângă mine care au fost prezenți la discuții despre finanțare. Prezenți au fost și le pot da numele și au auzit și cifrele speculate. Eu un leu n-am luat de la nimeni. Și asta îmi permite mie, moral, să mă ridic la nivelul așteptărilor sociale și să fiu acolo unde vreau eu, câți la Cantimir, câți la Drochia, câți la Budești, mâine dimineața am să fiu la 11, am să facem o conferință de presă cu fabrica pe care am încercat să o salvăm și n-am putut să o salvăm. Eu am să fiu acolo unde vrem noi, dar voi cei care sunteți vulnerabili, veți fi acolo unde vă dictează cel care v-a dat bani. Eu numai vreau să întreb, ați reușit să împărțiți banii egal sau frățești între voi? Că eu cunosc multe detalii și va fi momentul
voi vorbiți despre asta. Cineva dintre voi care e fratele mai mic din brigadă, eu vă garantez că n-ați primit cât trebuia să primiți. Așa cum s-a întâmplat cu brigada ceilalți, care au luat 10.000 de dolari și lui Ieșanu i-a dat numai pentru reparația mașinii. Eu încă oameni de ăștia vulnerabili, uitați-vă după zâmbetul meu, eu data trecută la Parlament, la Guvern, eram supărat, eram enervat, că știam că mă veți treda. Noi avem structuri de stat care deja ne informează, fraților. Dar de data asta mă bucur că v-ați dus. Știu că mai sunt câțiva încă. Știu că cooperați. Eu să vă spun cum voi complotați să-l bateți pe unul, că el e mai bun ca voi. Multe murdări s-au întâmplat, dar eu îmi dau seama că pe fundalul armatei de ocupații și a pericolului pe care îl avem, copilăria asta pe care o descriu astăzi este un element absurd. E o copilărie, asta nu-i politică. Asta nu-i politică. Cu voi să mergi la Parlament, cu voi să mergi în guvern, cu voi să vă trimit pe voi la negocieri în Europa sau în Rusia, dacă voi v-ați închidicat de primii lei pe care voi i-o propus bandiții locali. Atâta vă-i prețul, atâta costați. Eu vă doresc succes, baftă, să deveniți oameni de stat. Ați avut o șansă să faceți o carieră politică și ați terminat cariera politică înainte de a începe. Înainte de a începe o carieră politică, ați terminat-o. Și îmi pare rău că v-ați dat provocați la un fleac. Că, de fapt, n-ați spus nimic ieșit din comună astăzi. Măcar o probă. Puneți pe masă o probă. Ionică, pune măcar înregistrările care le-ai făcut pe colegii tăi. Trădează până la urmă. Arată ce am discutat la ultimele ședințe. Pune pe masă tot. Și bărbat până la urmă. Știu că te prezinți că ești tare, macho și bărbat. Până la urmă și bărbat. Ești spune, da, am făcut. Eu sunt sigur că tu ai spui înregistrările. Că acolo nu s-a întâmplat nimic. Ne-a încertat între noi. Dar asta demonstrează cât de mizerabil sunteți. Cât de mizerabil. Și tu când ai venit lângă mine la Varnița sau în pădure, tu n-ai venit că tu vrei să oprești hoțăile. Tu îți măsurai caloșii tăi de deputat. Și acum crezi că din cauza mea n-ai să fii deputat? N-ai să fii deputat pentru că știi ce spune Vasea Bolea? Abia că Vasea Bolea are dreptate, îmi spune. Vă doresc baftă, succes, Doamne ajută, cu zâmbet pe buză, să luptați mai departe la Orhei, să faceți structuri, să luptați prin păduri, să mergeți mai departe, să faceți life-uri. Eu am să vă încurajez să luptați. Și ceilalți care până acum au stat lângă mine și au devenit vedete și pe care le-am arătat în telefonul nostru și au crezut că ele chiar sunt vedete și li s-au ridicat macaroanele la cap. Vă cuprind frățește și dacă vădată vă cereți scuză public, probabil vă primim înapoi în echipă. Până atunci, ne vedem pe 11 iulie învingători la Parlament. Dragi prieteni, eu vă doresc o seară frumoasă în continuare. Trădări sunt, au fost și vor mai fi. Asta e neamul nostru, vulnerabil la bani. De atâta rușii au înțeles cum funcționează mecanismul politic din Republica asta. Culioc și culiocari nu-i doar Dodon. Culiocari sunt mai mulți, numai că ăștia s-ascunși. Doamne ajută, o seară frumoasă.